Încuiați toate ușile și ascundeți-te în cameră. Nu răspunde orice ar face. Încuie ușa! Încuie ușa! Welcome, boys! Astăzi jucăm un joc bazat pe întâmplări reale, boys. Doamne ferește! Shh, nu mai spuneți la nimeni, ok? Luați-vă popcornul, luați-vă mâncarea și hai să ne uităm ceva în seara asta frumos. Foarte... nu cred că e foarte horror, boys, dar vedem. Ești curios că spune că e pe întâmplări reale, boys. Jocul se numește First to Fathom. Mă gândesc că câțiva ani de voi l-ați mai văzut. Nu e nou jocul, boys, dar... începem. Episodul 1. Singura casă, iulie 12. Ok, boys, începem spre gloasă la mâncarea, repede. Hai să vedem, boys. Ok. Cică, nu am vrut să pun asta pe Reddit. Reddit e un site de forumuri care vorbesc mai mulți oameni. Doar ca să fie spus că e fake. Nici nu știu de unde să încep. Scuzați-mi. Dacă început, n-am apucat să citesc, cred că au spus. Scuzați-mi puterea de a spune povești, I'll guess it. Ok, cred că doar o să încep. Ok, deci știi că asta nu știu să zic că povești bine. Hai să vedem cum zice povestea, boys. Așa. Era în mijlocul verii. Ok. Părinții mei au plecat la... într-o excursie peste weekend. Ceea ce înseamnă că sunt singur peste weekend acasă. Opa. Și trebuie să vă spun că somnul meu este o harabăbură totală, cu susul în jos, adică somnul nu-i bun. Dorm și mă trezesc la orice oră din zi. Nu contează. Am un plan să fixez somnul, boys. Ok. Îmi sună cunoscut, boys. Welcome. Da, eu am somn. La urechea mea, mă, ce te sună, ci? La ureche, mă, ce Dumnezeu, mă, taci odată. Ce asta? Aoleu. M-am trezit la 8. După o mică țipire în acea seară. Deci seara mă trezesc la 8 seara, boys. Hai să ne sculăm din pat. Scrofă ce suntem. La ora 8 noi dormim ca scrofe. Scrofele, boys. Mamă, boys, da. Mamă, ce loc. Hopa, măi ai ții. Bun. Deci, suntem singuri acasă, boys. E weekend. Și e un joc horror bazat pe întâmplări reale. Gâtul meu, boys. Nu se poate. M-am pus iar în pat. Ok. Hai să dormim iară, boys. Ce contează? Ne punem iar în pătuți cu capul la tavan. Hopa. Nu, mă scol, boys. Gata, mă o să beau ceva de mâncare. Hai să vedem dacă putem să ieșim din cameră. Sunt chiar curios. Ia. Hopa. Putem. Becul nu putem să-l stingem. Ok. Hopa, am primit mesaj de la mama. Mami, nu mine să cred. Cică, opa, poate o să comand niște pizza, am zis eu. Nu trebuie să comanzi nimica. S-a făcut deja lasagna, e în frigider. Ok, avem lasagna în frigider, boys. Hai să mergem să vedem unde e frigiderul. Sigurate la parter, dar vreau să văd ce e aici. Ok, asta e camera părinților. Cică, nu m-a întrebat de ce, dar am mers direct în camera părinților. Deci jocul ăsta vede ce fac eu și spune. Aha. Bun, ok, hai să... bun, deci am ridicat jaluzelele, n-am vrut să le ridic. Blindurile, m-am speriat, boys. Ok, lasagna, uite-o acolo. Și că spune că e rece. O punem în cuptor și o încălzim. Închidem frigiderul, boys, nu lăsa să ne deșnețe, boys. De câte ori a lăsat frigiderul deschis și urla mama voastră pe voi? Pe mine de prea multe ori, boys, m-am înșinecat, vezi? Vezi, boys? Da. Ok, mă pup pe scaună, nu pot. Bun, hai să mergem până în casă, până una alta. Ia, poți să ies afară din casă, what? Ok. Bine atunci. Nu contează, s-a terminat. Bun, să ne uităm la televizor în timp ce mâncăm lasagna. De ce să te scola astea? Ok, boys, bun. Ne uităm la televizor, bă, da. Și voi aveți așa, bă, da. Casa asta e prea întunecată, boys. Ce e asta? Ok, hai să ne punem jos. Nu contează, chiar dacă e întunecată casa, ne punem să mâncăm ceva. Ok, mâncăm. Îmi place să mă la televizor în timp ce mănânc. Boys, eu mănânc la calculator, voi unde mâncați? Ok, da. Așa, am mâncat în ce m-am uitat la televizor. Nu am mâncat, boys, pentru că n-am împins televizorul. Hopa. Ok, ce va se întâmpla acolo? Hai să ne uităm repede la televizor, boys. Bun. Sper că mănânc. Așa. Ce bună ești, mula șurec. Ce Dumnezeu e la boys, e un copac. No, ăsta da televizor ciudat, boys, ne uităm la un copac.
Hopa, la o piatră acum. Ok, mai mâncăm, boys. Ne uităm, e tot o piatră. Hopa. Bă. Bă, am văzut pași pe scări? Mi-e frică, mă, ce doamne feri. Ok, un om ciudat. Ok, boys, eu cred că mai bine mâncăm lasagna și mere sus. Ok. Bun, mereu să ne culcăm iară când este somn după ce mâncăm lasagna, boys. Vă este somn după ce mâncați? Nu! Nu, aruncam pe jos, boys! Doamne feri că mă bate! Mi-a dat Oliver mesaj! Oliver! Oliver, uita ci! Bun, pune pe masă, hai totuși să... Să nu ăsta. Oliver! Cool, mam, foarte tare. Opa, cică, stai puțin. Opa, eu mi-am chemat cel mai bun prieten la mine, cică, man, părinții mei au plecat de acasă, vrei să vii la mine? Cică, o să-ți zic, ok, aștept. Dar nu pot să-ți promit, am planuri cu Natalia, cică. Natalia, prietena lui, what? Ok. Cică, nu mai vine. Cică, something came up. No, bine, boys, ne-a dat sin, welcome. Mă duc să bag un pui de somn dacă și prietenul meu cel mai bun nu vine la mine, boys. Bă, dar ce melodie asta, man? E o melodie foarte... Ok, chill out, dude. E ok, mă, boy. Îi chill, nu te stresa. Da, mă duc numai să mă culc, o zis. Ok, hai să ne culcăm atunci, a? Bun, stângem becurile în casă, că... Nu stângem becurile în casă, le lăsăm aprinse, că nu putem. O mașină. Da, totul este pașnic aici, boys. Nu pot să închid jaluzelele, să uite vecinul la mine cum dorm. Deci cum dorme ăsta așa, boys? Hopa, bun, merg la somn, merg la somn. Oh my god, aveam teme! Fă temele, ma boy! V-ați făcut temele, repede, scoate tema la control! Gata? Oh my god, am uitat să opresc televizorul! Ce e asta, mă, dar cap de nucă? No, am lăsat televizorul aprins jos, boys. Nu se poate așa ceva, dar ce e asta? Stânge televizorul la odată, măi mămnică! Așa, taci! Gata, bă, dar mi se pare că am văzut un cap acolo. Bine, boys, hai să mergem apoi sus să ne facem tema, zic eu. Bun, aici suntem, hai de la temă. Sper că nu mai întreb pe ceva. Deci de mai întreb pe ceva, plâng, boys, plâng. Hai să vedem. Am terminat tema, cică. Direct în pătuți, boys, la 12:38 dimineața. Ne trezim. Hopa. What? Ok, cred că am terminat tema și acum am luat la somn, boys. Mi-a dat mama un mesaj, credeam că am terminat deja tema, dar nu contează. Nu sta prea mult treaz noaptea. Opa! Nu vreau să auzim ce zice doamna Paula. Cine e doamna Paula, boys? Profesoara? Dădaca? Nu știu, boys, cred că e profesoara. Cică tot timpul mi-am închis ușa după ce m-am dus la somn. Bine, domnul Mason Jason, la somn! Gata, am închis ușa, acum ne culcăm. Ce bine, boys, doamne feri! 1 dimineața, hopa! No, nisete, boys! De câte ori nu m-am trezit sala să beau apă, nici nu mai știu, boys. Hai să vedem. Aha. Boys, acum ce chestia normală, anormală, e că e noapte. Și noi n-am stâns becurile în casă, dar s-o stâns ele automat, ok. Bun, mergem. Mergem jos. Ce s-aude, mă, cine bate așa? Bă. E cineva la geam? Nu e nimeni la geam, ok, apă. Hai să bem. Ah, ce bună e apa, doamne feri. Ok. Ok, am pus-o la loc în frigider. Bă, dar ce e meu... Ce se întâmplă, boys? Mi-e frică. Ok, mergem înapoi să ne culcăm. Nici o problemă, boys. Nu e stres. Mergem să ne culcăm. Am băut apă, sper că nu trebuia două sticle. Opa, mi-a trimis mama o imagine. Și am uitat să la ea, boys. Da. Mami, de ce mi-a trimis imagine fix când dorm? Ok, nu contează. Ah, pot să mă uit în pat, normal. Nina, eu credeam că dorme deja. Ce? Cică Miles mă cheamă. Cică cine e la ușă? Ăla ești tu? Bă, boys,
What? E cineva la ușă. Bă, mi-e frică, mi s-a blocat jocul. What? Ok, deci cineva e la ușă. Ha? 4 mesaje de la mama. M-a trimis Paula. Cică, mi-a spus că se uite la toată lumea la geamuri. Sunăm poliția. Încuiați toate ușile și ascundem-te în cameră. Nu răspunde orice ar face. Încuie ușa! Încuie ușa! Încuie ușa, măi mădică! Nu lăsa pe ăla să intre în casă! Nu, ce asta ce m-a speriat? No. Mi-a dat crash! What? Nu se poate așa ceva, boys. Stai puțin. E imposibil așa ceva, boys. Nu-i posibil, ce asta? Înapoi, înapoi! Ok, aparent o trebuie să fac tot de la început, boys. Nu contează, suntem din nou aici la imaginea asta bolundă. Deci, cineva îi în fața casei. Ok, eu zic să mă culc, boys, gata. Nu vreau să întâmple nimica, boys, mă culc. Gata, gata! Sau mă dau jos de pat, boys, dar mă dau jos de pat să mă duc acolo. Dar nu mai deschidem ușa! Și nu, nu mai încerc să o încui pentru că ușa cred că e deja încuiată. Da, ok, boys. Te rog frumos, haide încoace! Hai cu mine! Deci, vă dați seama să fie asta adevărat, boys? Cineva să stea la ușă, what? Ok, deci ne-au spus că acum au mai fost alți vecini și au zis să nu răspundem la ușă, mergem în cameră, ne închidem în cameră, boys, și acolo stăm pe veci, nu mai facem nimica. Până vin părinții și vine poliția, aici stăm în cameră, boys. Gata. Hide in your room, gata. În camera mea, boys, direct. Aci. Click to hide. Direct sub pat, boys, sub pat. Hopa. Hopa. Ok, m-am ascuns. Boys? Bă, what? O spar geamul de la casă, boys. Și sună la sonerie. No, pă, eu nu mă ridic de aici, boys. Eu aici stau. No, 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 no. Aici stau, boys. Eu nu mă mișc de aici, e supat, nici de îmi dă bani. Numai de-mi zice mami. Ok. Cică Paula e la ușă. Ioi, Paula! Ok, 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 dar cineva o spart geamul, Paula! Doar n-ai spart tu bolundă geamul! Paula? Paula, să rămână! Sunt eu, Miles! Oh, inima mea, jocule, ce asta? Why? Mi-a dat crash iară, mă, iară să facem asta, boys, ce asta? Ok, boys, suntem înapoi aici. Mi-a spus aici că e cineva la ușă. Ok, merem jos. Dar nu deschidem ușa. Ok, merem jos acum, merem să ne ascundem sus direct. Să ne ascundem direct sus, boys. Și data asta nu mai ies din casă, adică e fix aici să ascundem camera părinților, bolundu. No, bun. Repede, repede, ne închidem ușa. Și ne ascundem mai sub pat, boys. Hai, 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 să vedem ce se întâmplă. Ok, ok. Așteptăm. Așteptăm, să vedem. Acum atât vine Paula, dar n-aș ieși de sub pat, boys. Adică, cred că ies, dar nu ies pe coridor, că mi-e frică rău, boys. Ok, stăm să așteptăm să vedem ce zice. Opa! Opa, am intrat în casă. Boys? Căfă, mami, căfă! Ala, mami! Nu răspunde la ușă. Don't answer the door. Mom, don't answer the door. Ok, ok. No answer. Nu mai suna atâta, bolundule. Lasă-mă în pace. Deci, hopa. Înapoi, ascunde-te! Ci că-i Paula la ușă, nu mă duc, mami, lasă-mă în pace. Aici stau până crăp. Do you hear her? It's Paula at the door. Mom, so sorry, honey. Everything's gonna be alright. Nu, eu lasă-mă pe Paula în pace. Nu vin Paula, bolunde. Iară, mai asta e în casa, ci? E cu mine în casă, mă, bolunde. Alo, Paula?
Nu poți deschizi geamul ăsta, stai pe geam, mă. Bă, eu nu vin jos, mă, bolundă, nu vin. Bă, mi-e frică de mă duc acolo. Nu mai deschid ușa asta, boys. Tă, sună tu, bolundă, eu nu vin. Aștept să vină poliția, boys. Dacă o sună pentru poliție, trebuie să vină, nu? Stoci! Doamna Paula, îmi pare rău. Poți să te suni. Acolo jos rămâi. Vezi că vine bolundul. Nu să mă ascund, boys. Nu pot. Mi-e frică. Mami, te rog! Ajutor! Ajuda-me! Înseamnă, ajuda-me înseamnă ajutor în spaniolă, boys. Ok. Că nu mai suna... Bă, chiar trebuie să mă duc, boys. Ăsta e finalul jocului? Nu se poate, mă. Hai, mă, poliție, vine odată, mă. Ok. Bă, dai acolo, bă. Paula! Hopa. Bă, asta te sună, bă. Cred că trebuie să mă duc, boys. Cumva trebuie să fac. Îl văd aici? Da. Hopa, ce frică mie. Nu să mă ascund, nu se poate. Uai, de capul meu, nu. N-am cum să mă acolo, că mor, boys! Mami, ajută-mă tu, bolunde! He's in the house! He's in the house! Alo, enter, send to mami! Ajută-mă, bolunde! Ajută-mă, bolunde! Nu vrea să trimite mesajul, boys, ce asta? What? Nu cred! Boys! Chiar vine poliția! Mamă, vă dați seama și... Să fie reală povestea asta, ai de capul meu! Du-te! What? Nu cred, am supraviețuit! Doamne, ajută! Easy! Uite, mă, de-aci! Ok, o plecat și Moima, l-o luat. Doamne! Domn, poliția! Ai! Ce m-am speriat? Paula, tu ești bolundă la cap, ce mai speriam, mă? Hai, de copul meu, ce m-am speriat de Paula! Tu, bolundă, nu ești bine! Haide, de capul meu! Ok, dacă v-a plăcut jocurile de genul, boys, mai jucat jocul de genul, deci nu uitați să dați butonul de like și noi să facem și partea a doua din Fears to Fathom, de fapt. Chiar mi se pare interesantă seria asta și îmi place foarte mult, boys, îmi place horror-ul și îmi place că e bazat pe realitate, adică îți dai seama să retrăim momentele cuiva care a trecut deja până asta. Deci cuiva chiar a intrat în casă cineva, boys, deci vă rog frumos, încreați-vă ușa tot timpul și jamurile închise, boys. Doamne feri! Ok. Nu se întâmplă asta la noi, boys, aici, e acolo în America bolundă, dar până atunci, boys, dimineața viitoare, a fost chiar foarte fain, boys, what? Mi-a plăcut foarte mult, bun. Ne vedem data viitoare, boys. Welcome!